Ați întrebat vreodată cine erau tracii, acest popor enigmatic al Europei antice? Alăturați-vă călătoriei noastre în timp pentru a descoperi adevărata poveste a acestei civilizații misterioase, a cărei cultură și realizări au fost adesea umbrite de vecinii lor mai celebri. Trăind în armonie cu pădurile și râurile bogate, tracii erau fermieri și vânători pricepuți. Ei au dezvoltat un respect profund pentru forțele naturii, pe care le-au venerat prin ritualuri complexe. Societatea tracă era divizată în triburi și clanuri, fiecare cu propriul lor conducător. Așezările lor, deși mai puțin cunoscute decât cele grecești sau romane, erau complexe și bine organizate. Mitologia tracă se distingea prin unicitate și bogăție. Central în credințele lor spirituale era Zalmoxis, un zeu care simboliza concepte profunde legate de viața de apoi și imortalitate. Tracii, ca războinici, impuneau respect și teamă. Ei erau maestri în utilizarea unor arme caracteristice, cum ar fi sica, o sabie cu o formă curbată distinctivă, demonstrând astfel vitejie și maestrie în luptă. Arta și meșteșugurile tracilor erau cu adevărat remarcabile, reflectând o cultură de o maestrie și complexitate extraordinară. Bijuteriile lor fin lucrate, ceramica detaliată și lucrările ingenioase în metal sunt mărturii ale acestei măiestri. Chiar dacă imperiul lor s-a pierdut în negura timpului, tracii ne-au lăsat o moștenire culturală de neprețuit, care continuă să fie explorată și apreciată în zilele noastre. Povestea lor este o fereastră spre diversitatea și vitalitatea lumii antice. Pentru mai multe mistere istorice și călătorii prin timp, urmărește-ne în continuare!